Zeci de persoane din comunele Runcu și Stănești au sărit în ajutorul pompierilor care au fost chemați să stingă focul care se aprinsese în pădure la Stănești. Pompierii s-au luptat cu flăcările câteva ore. Intervenția a fost dificilă pentru că și accesul în zona a fost unul extrem de greu. Sâmbătă au ars aproximativ 20 de hectare de vegetație. Din păcate, tot sfârșitul de săptămână a fost plin de astfel de evenimente. După ce am asistat la o extindere a incendiului de la Stănești spre zona Runcu, și aici aș vrea să fac câteva observații. Prima dintre ele este legată de implicarea pe care a avut-o primarul comunei Runcu, Adi Câmpeanu, și căruia îi mulțumesc. În momentul în care incendiul s-a întins și spre această zonă a gorjului, a intervenit cât se poate de prompt și cu o mulțime de oameni din comuna sa, din comuna pe care o conduce. De asemenea, vreau să le mulțumesc reprezentanților ISU. Am ținut în permanență legătura cu comandantul acestei instituții, cu domnul colonel Malacu, însă nu a fost suficientă intervenția domniilor lor. Din nefericire, după ce în primă fază se izolase acest incendiu, s-a reaprins pe diferite zone, a făcut destul de grea continuarea intervențiilor. Pentru că nu este prima dată când pădurea ia foc în aceeași zonă, autoritățile se tem că focul a fost pus de cineva. După o discuție pe care am avut-o cu domnul comandant, domnia s-a considerat că este oportună declanșarea unor anchete în zona respectivă. Având și experiența unui alt caz întâmplat săptămâna trecută, incendierea unor clăi de fân, vreau să vă spun că au fost demarate anchete în zona respectivă. De altfel, chiar astăzi de dimineață am avut o discuție cu inspectorul șef și mi-a confirmat acest lucru. Anchetele se află în derulare, sunt deschise dosare penale, deocamdată cu autor necunoscut. Vom vedea la finalizarea lor care vor fi concluziile. O intervenție dificilă a fost și în Padeș, Valea Cernei. Flăcările s-au întins pe 70 de hectare de pădure și vegetație uscată. Pompierii din Motru și Tizmana au luptat 7 ore cu flăcările.